una dintre cele mai frecvente întrebări cu care se confruntă oamenii atunci când se află în fața unei situații legale complexe este: am nevoie cu adevărat de un avocat? Sincer vorbind, răspunsul depinde de o serie de factori, dar astăzi vreau să subliniez câteva aspecte cheie care vă pot ajuta să luați o decizie informată. Salut! Sunt Roman Stici. Cu toții cunoaștem zicala: ignoranța legii nu scuză. Iar când ne confruntăm cu o problemă legală, această maximă devine foarte relevantă. Avocații au ani de studiu și experiență practică, ceea ce îi face indispensabil în navigarea prin labirintul complex al legii. Avocații nu oferă doar asistență juridică, ci și strategică. De exemplu, ei pot ajuta la negocierea unui contract sau unei înțelegeri, pot estima șansele de reușită în litigii și pot consilia asupra celor mai eficiente moduri de a aborda o problemă. Redactarea și depunerea documentelor juridice necesită o anumită expertiză pentru a evita greșeli costisitoare. Un avocat nu doar că poate să îndeplinească aceste sarcini pentru dumneavoastră, dar vă și economisește timp și energie. Pe de altă parte, este adevărat că avocații pot fi costisitori și în toate cazurile necesită asistență juridică. Cu toate acestea, riscul de a naviga singur prin complexitățile legale este deseori mult mai mare.